Un elicopter s-a prăbușit în județul Harghita. Pilotul elicopterului și-a pierdut viața. Încercăm să aflăm mai multe detalii despre acest accident. Așadar, un elicopter privat de mici dimensiuni, din informațiile pe care le avem, s-a prăbușit în această dimineață în județul Harghita, la câțiva kilometri de localitatea Odorheiul Secuiesc. O persoană de 39 de ani, pilotul acestui aparat de zbor, și-a pierdut viața. Imediat după prăbușire, elicopterul a luat foc. Apelul la serviciul de urgență s-a primit la ora 10 și 44 de minute. Domnul Raed Arafat e în direct cu noi prin telefon. Bună ziua! Aveți mai multe informații despre acest elicopter, iată, prăbușit în județul Harghita? Mai mult decât faptul că este un elicopter civil care avea un pilot la bord. Din păcate, pilotul a fost găsit decedat. Pompierii au localizat elicopterul rapid și au lichidat incendiul. La momentul actual a fost, bineînțeles, anunțată procuratura și toate echipele de intervenție care trebuie să participe la investigație. Din punctul nostru de vedere, cam asta este situația și urmează după asta investigația să se vadă care erau motivele acestui accident. Bun, domnule Arafat, ce fel de zonă este aceea unde s-a prăbușit acest aparat de zbor? Aveți idee cum era vremea în zona respectivă? Vremea în zona respectivă nu știu, dar pot să vă spun, fiind în Mureș acum, deci este ploaie și este plafon destul de jos, dar nu știu acolo cum era, că depinde cum era vremea în zona în care zbura elicopterul. Zona în care a căzut elicopterul este împădurită. Am înțeles că a fost găsit între copaci, din informațiile care le am. Deci cam asta este între Odorheiul Secuiesc și o stațiune care se numește, am înțeles, Băile Sechei. Am înțeles. Cine v-a comunicat dumneavoastră despre acest accident? Au fost martori oculari care au sunat la serviciu 112? Nu știu cine a sunat la 112, dar cel mai probabil, da, un martor care a văzut ce s-a întâmplat și a sunat, pentru că a venit foarte rapid apelul după prăbușire. Bun, mai am o singură întrebare, pentru că spuneați că vremea e destul de urâtă în județul Mureș, probabil că și în Harghita sunt cam aceleași condiții atmosferice, plafon jos de nori. Cine dă ok-ul pentru asemenea zboruri? Adică, bun, e vorba despre un elicopter privat, dar cred că trebuie să aibă, nu? Trebuie să aibă ok-ul pentru a putea decola pe o asemenea vreme de la cineva, de la cine trebuie să-l aibă? Aici trebuie să fie totuși întrebat un expert în acest domeniu, dar din ce știu, pilotul decide dacă zboară sau nu. Deci, în final, este decizia pilotului. Pilotului se comunică condițiile meteo, îi se comunică totul când ia legătura și el poate să fie în legătură cu aeroclubul sau cu unul din punctele de coordonare aeriană, dar pilotul este cel care, în final, decide dacă pleacă sau nu. Asta este din ce știu eu, dar cred că informații suplimentare puteți obține de la colegii noștri de la Avia.